Într-adevăr, bine v-am găsit, la mulți ani. Mâine trebuie să fim un pic mai atenți. De ce? Pentru că conjuncția lună-lună neagră, mai ales în a doua jumătate a zilei, s-ar putea să aducă la suprafață și să activeze toate fricile noastre. Suntem într-o perioadă de avânt și ne facem în continuare planuri pentru 2015. Tocmai de aceea, unii dintre noi se pot speria că n-au cu cine, că n-au cu ce, că poate nu sunt în stare, că vai, vai, ce s-a întâmplat dacă lucrurile nu ies așa. E bine că ne confruntăm cu propriile noastre limite sau griji pentru a ne face un plan mai bine pus la punct, priorități corecte, să avem răbdare și să mai și acceptăm când lucrurile nu sunt ca la carte. Dar pot ieși altfel. Pentru berbeci, este foarte posibil ca unii dintre ei să fie nemulțumiți mâine de corvezi, de sarcini, obositoare, plictisitoare sau n-au cu cine să lucreze. Sau nu au întotdeauna încredere că ei au suficientă experiență pentru lucrurile mari pe care vor să le facă. Răbdare și învățare. Pentru tauri, este foarte posibil unii să fie dezamăgiți de unele persoane pe care nu le pot mobiliza pentru planurile lor. Pe de altă parte, se pot întreba dacă ei înșiși pot duce la bun sfârșit lucrurile extraordinare pe care și le-au propus. Zilele următoare aduc soluții. Pentru gemeni, este foarte posibil să simtă unii gemeni că nu se pot baza pe familie, că nu mai pot întoarce timpul, deci nu mai pot repara niște lucruri. Pe de altă parte, este posibil să trebuiască să țină mai mult cont de sănătatea lor și de limitele lor dacă vor să facă lucrurile corect și în beneficiul lor. Pentru raci, vorbim mâine și de probleme administrative, au nevoie de răspunsuri, au nevoie de informații, mai ales dacă e vorba de acte, trebuie să citească de două ori, să fie foarte atenți. Și tocmai aici este buba, s-ar putea ca unii funcționari să le pună bețe în roate. Lei trebuie să fie atenți cu banii, unii se plâng că nu iau, alții nu știu cum să ajungă exact la ei și au o lăcomie financiară, numai prin muncă, însă pot câștiga. Pentru fecioare, pentru că luna le trece prin semn, unele se pot îndoi de propriile lor capacități și posibilități, se confruntă cu niște limite, niște slăbiciuni sau mișlașități și trebuie să le aibă în față pentru a și le controla, dar pe de altă parte trebuie să-și acorde timp pentru că lucrurile bune vin abia din toamnă pentru ele. Pentru balanțe, s-ar putea unii să fie dezamăgiți de un prieten care nu sare, se ajute de exemplu, sau să înveți de farmecul lor, de feedback-urile pe care le primesc afective de la persoanele dragi și se pot îndoi chiar de felul în care decurge o relație. Scorpionii pot simți nevoia să se impună în casă sau la muncă și unii dintre ei pot să se îndoiască de loialitatea unor colaboratori, de profesionalismul unor colaboratori, de asemenea. Așa că și ei trebuie să stea să analizeze tot tabloul, rolul și funcția lor și să vadă cum își folosesc aturile sau puterea. Pentru săgetătorii, bine ar fi să fie foarte atenți la acte sau la relația cu oficialii sau cu oficialitățile, mai ales dacă în demersurile lor se ciocnesc de cine știe ce funcționar prea riguros. Alții însă sunt obosiți de sarcini și de griji și parcă ar vrea să le lase pe seama altcuiva. Pentru Capricorn este foarte bine mâine dacă citesc de două ori un act sau dacă își folosesc foarte inteligent informațiile, diplomele, cunoașterea și educația școlară. Cu alte cuvinte, trebuie să fie foarte inteligenți mâine, mai ales dacă vor să convingă pe cineva și s-ar putea ca de discuție să depindă viitorul lor. Pentru vărsători e bine să-și ia aminte la limitele, mai ales cele de sănătate, pentru că s-ar putea ca de aici să trebuiască să-și regândească niște planuri legate de afaceri sau de profesie, unele lucruri să le poate face, iar altele mai încet după ce se rezolvă sănătatea. Iar pentru pești, țin neapărat să convingă că sunt foarte bine instruiți, că sunt foarte determinați să reușească foarte bun profesioniști și să străduiesc, să lămurească pe cineva, să le acorde credit.